fără ispas în teren, chinuit de o accidentare și cu titularii obișnuiți Parghel și Martac lăsați pe bancă, Chindia a pierdut la Oradea după un meci în care a arătat rău. Bogdan Dinu a fost cel mai slab om de pe teren. A jucat 30 de minute și a greșit la ambele faze din care Luceafărul a marcat. Dinu a fost schimbat de Croitorul după ce Oradea avea deja 2-0. Gazdele au nimerit bara și au mai înscris de două ori, dar reușitele le-au fost anulate pentru offside. Până la meciul cu echipa din Târgoviște, Luceafărul avea o singură victorie acasă la St. Martin, în prima etapă a campionatului. Pentru Chindia vine o serie grea cu Afumați acasă duminică, apoi cu Timișoara în cupă la Mioveni, plus deplasarea de la Sfântul Gheorghe. Juventus e lider autoritar al seriei, iar pe doi se află FC Brașov, ambele bifând victorii importante în runda din weekend a 12-a sezonului.